Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Revenim din nou la schimbările climatice, o temă care revine mereu în actualitate, deoarece există multe observații recente și descoperiri care indică tot mai mult spre faptul că asistăm la o asemenea schimbare. Vom reactualiza în următorul episod interviul realizat cu climatologul Tim Ball în luna martie 2015, dintr-o perspectivă istorică și filozofică, avându-l din nou ca invitat pe dr. Laurent Madli, cercetător la Institutul de Istorie George Parisiu din Cluj-Napoca, căruia îi spun bun venit la această miniserie de emisiuni Știință și Cunoaștere. Bună ziua, bine v-am găsit! Revenim la problemele de mediu. În timpul interviului, la un moment dat, i-am adresat profesorului Tim Ball întrebarea dacă influența omului este mai mare asupra climei sau asupra ecosistemului. Să revedem răspunsul său în minutele următoare. Please tell us the difference between human impact over the ecosystem and human impact over climate forces, and how much is that impact? Because people make confusion. They think human impact is mostly on the climate and less on the ecosystem. But I believe it's the opposite. It's exactly the opposite. Again, we need to start. People live, and they're seeing people all around them, and they drive along a road, and there seem to be lots of people around. But 97% of the world is unoccupied. That the people live in a very small part of the Earth's surface, and they're concentrated, and they're mostly concentrated in river deltas, such as the Ganges or the Nile, or in Europe, the flatlands, the Rhine, and all of those areas, because they live in areas where they can produce food. It's agricultural land, flat land, good, they can grow crops and practice agriculture. If you look at a country like Canada, which is the second largest country in the world, which has a population equal to the population of California. And one of the things that, when I was flying search and rescue in the Arctic in Canada, looking for missing airplanes, we were in northern Canada at a place called Fort Chipewyan, and there had been bad weather. The bush pilots took off but went back, said, no, the weather's too bad to fly. An American and his wife and two of his business partners, he'd bought her a plane for her birthday. They decided they were going to fly south to Edmonton. The plane disappeared. The search started. And after about 3 days, some of the friends of the family showed up, one of the brothers of the guy that was missing, and he flew in our airplane with us. We took off. We were flying all morning. Lunchtime comes. He comes up into the cockpit, very angry. He said, I am going to report you to the government. You guys are just flying around in circles. What are you talking about? I took the map and I said, look, we're flying like this and down and this and down, what we call a creeping line, it's covering there. We have covered over 20,000 square kilometers this morning. And he said, but I haven't seen a road. I haven't seen any evidence of humans at all. I said, welcome to Canada. There are no people in there. You already told us the story in the first interview. Exactly. So that's what we're back to now. So when we talk about the ecosystem, what part of it are humans affecting? And the answer is very little of it. Now, where we do have an effect, there are places where the impact has become negative. That is, created pollution. But I want people to think about all of those definitions of terms assume that humans are not natural. All right, we've talked about this as well.
right? The idea that people, because this is the contradiction. You talk to the environmentalists, say, oh, do you believe in Darwin? Yes. Okay, well, then humans are the most successful animal. Oh, no, 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 can't do that. We've got to get rid of all those people. Too many people making too much of a mess. Well, aren't we the most successful animal? What's wrong with that? And so the difference is, of course, is that we have an awareness. We have a knowledge of what we do and the effects that it can have. But don't confuse that with saying, well, we're not different than all the other animals. So what we're into now is a period of environmentalism where people are saying, oh, humans are a destructive force. We're having a negative impact. We've always had impact. Every animal has an impact. Have you ever seen a piece of the jungle or the forest when a herd of elephants have gone through? I mean, it's just devastation. And when beavers build dams and they flood vast areas, and does that not affect the animals that were living where that lake is now created by the beaver? Well, why is it okay for beavers to build dams? Well, they build dams because they want the heat from the water in the winter time, and they want to be able to store their food under the water so they can get it in the... How is that different from humans building a dam to produce electricity to heat their homes and grow food? But somehow people don't make those connections. So we're in an age now where every change is due to humans, and every change is negative and wrong. That's simply not the case at all. That, as I said, 97% of the Earth, humans have had no impact. So the idea, we've created this idea of ecosystems that, and it's part of the evolution of science, you see, because before Darwin, the belief was that you started with the most primitive creature, the amoeba, and then you humans at the top of that. And it was called the Great Chain of Being. And the argument is made that, oh, if any one species goes extinct, that the whole chain will break down. Well, 99% of all the animals that have ever been on the planet are now extinct. Extinction is the normal. And this is another of the great myths that's been created. And the other myth is, and we get back to what we talked about with data, it's estimated, and I've got a couple of articles on my website about this, it's estimated that we've only identified and named 35% of all the species on the planet as it is today. And that's not just small creatures. I mean, last week they announced they discovered 21 new, fairly large species. They had the Vietnam War, and about 10 years ago, they discovered an animal the size of a small cow that nobody even knew existed. Well, how does that happen? And the answer is because we think we know everything about the Earth, but we know virtually nothing. So how can you argue that we're having an impact on an ecosystem if you don't even know what's in that ecosystem? Now, that's one problem. The second problem is, unless you have a base, and you know in science, you must establish a baseline. Now, we talked about this when we were saying creating rainfall. If you don't know how much the cloud would have rained in the first place, you can't determine how much effect you're having by seeding the cloud, right? So you need a base. Whenever you do a medical study of an area and say, like after Chernobyl, for example, they want to say, well, how much has cancer increased because of the explosion? Well, if you don't know how much cancer there was or what the rate of cancer trend was before Chernobyl, you can't possibly determine accurately the impact of it. That's the problem we have everywhere. And it goes back to your question about, well, how do we know what the ocean was 600 million years ago? Well, you have to try and determine that if you're going to start to understand
how much has changed, and then what has caused those changes. So when we look at the Earth and the ecosystems, our knowledge about the even the basics are very, very primitive. I can tell you in Canada that it's only 20 years ago that we finally got maps of the surface of Canada. And there's many parts of the world that haven't been mapped at all. And when I was flying search and rescue in the Arctic in Canada, there were large areas in the Arctic where it said terra incognito. Well, that's what used to appear on medieval maps because it means unknown land, unknown territory. And so this idea that we know so much about the Earth, that we understand all the ecosystems, is absolute nonsense. But because people don't know that, then people can come along and say, oh, we're having this impact or that impact. It's virtually impossible to measure the impact. În primul rând, este vorba de poluare. Cea mai cotidiană implicație, cel mai cotidian impact practic al activității omului este poluarea, care duce la schimbări în ecosistem, la schimbări în circuitul apei, la dispariția unor specii, la introducerea unor specii în alte ecosisteme unde acestea vor provoca distrugeri. Nu sunt cunoscute acele cazuri în care diferiți pești, păsări, pisici sau alte animale au fost introduse în alte ecosisteme unde au lichidat specii întregi. Sau anumite boli care au fost transportate de pe un continent pe celălalt. Astăzi deja s-a creat această mare sinteză a microorganismelor pe plan global. Nu mai există acel risc în masă ca să se introducă pe continentul american gripa, care nu era cunoscută acolo, sau să se aducă de acolo multe alte boli. Mă rog, și astăzi există această problemă a riscului unei epidemii sau unei pandemii. Se lucrează foarte mult și acum este problema cu MERS, a fost Ebola anul trecut. Deci această provocare există, dar mă rog, nu neapărat este vorba de impactul omului în acest sens, decât în cazul în care asemenea microorganisme ori au părăsit un laborator unde erau pregătite pentru altceva, ori au fost extrase dintr-o mină sau au fost scoase la iveală doborând copaci vechi de mii de ani. Există și această teorie că în aceste rămășițe fosile, mai mult sau mai puțin, e posibil să fi supraviețuit agenți patogeni din perioade foarte vechi și față de care omul să nu mai aibă imunitate. Poate că atunci cei care locuiau atunci aveau, dar aceasta s-a pierdut. Deci lucrurile rămân deschise, dar din nou și din nou trebuie să revenim la poluare, care este o problemă mult mai mare și acționează într-un termen mult mai scurt față de celelalte riscuri care sunt enunțate în acest sens, inclusiv schimbarea climatică sau controversa legată de gazele de seră, deci acestea, gazele cu efect de seră. Acestea, și dacă acționează, e posibil, atunci acționează în timp, dar poluarea este de pe azi pe mâine, este de pe săptămâna asta, pe anul viitor, practic. Este vorba de metale grele. Există încă problema asbestului, care este prezent în multe construcții și multe locuri. Materiale și ambalaje care nu sunt biodegradabile. Exact, și care rezistă, deci ajunse în pământ sau într-o groapă de gunoi, riscă să rămână acolo în stare nealterată chiar și 1000 de ani. Sunt aceste probleme și aici se vede impactul imediat. Deci e vorba de un impact imediat al activității omului, activității inclusiv dozate greșit, fiindcă și astăzi la acest nivel încă se lucrează din greu la acoperirea urmelor vechi și în acest context ajungem iarăși la minerit, care iarăși este o activitate destul de prădalnică, dacă e să o luăm așa.
Și în general, deci există și la nivel mondial, dar și la nivel european există aceste directive pentru renaturizarea locurilor unde au existat exploatări, care e o chestiune destul de greu de făcut, fiindcă firma care a exploatat trebuie să facă acest proces după ce a terminat extracția și când nu mai scoate practic bani din acea exploatare. Și ajungem și la substanțele toxice. Nu, în extracția aurului această metodă a cianurării este destul de răspândită, sunt foarte multe locuri. Dar vom ajunge peste câteva minute la ea, pentru că este pregătită și o să am și comentariul lui Timbal. Dar referitor la diferența dintre impactul asupra climei și asupra ecosistemului, mie îmi pare mult mai evidentă și mai clară o influență a omului asupra ecosistemului. Mult mai puțin asupra climei, sau cel puțin nu asupra climei la nivelul global, la nivelul marilor circuite atmosferice, a marilor circuite oceanice, pe care noi nu avem cum să le influențăm, indiferent ce activitate umană am putea dezvolta. Dar influențăm celelalte aspectele locale, care nu sunt controversate. Deci pe plan global există încă controverse științifice dacă sau cum, dar pe plan local nu cabe nicio îndoială. Pornind de la construirea unui oraș care dereglează ecosistemul local și așa mai departe de acolo și până la poluarea nucleară. Nu? Deja există anumite hotspot-uri pe lume, în afară de cele unde au fost efectuate experimente nucleare, nu există niște zone nelocuibile pe glob din acest motiv. Dar nu trebuie să ne facem iluzii, specialiștii sau foarte mulți dintre ei spun că trăim în epoca antropocenului, deci în epoca geologică în care omul dirigează totul și în care își pune amprenta asupra planetei, chiar dacă acest lucru nu este atât de evident cum am credea noi. De pe lună nu se vede impactul omului, deci dacă ne-am uita din afară, încă orașele sunt foarte greu de observat și chiar și la capitolul adâncimii până la care activitatea umană a reușit să pătrundă, deci acel foraj faimos din Rusia, de care iarăși se leagă teoria ale conspirației, a putut coborî numai până la 14 km sau așa ceva. Și ce anume spune teoria conspirației? Că s-au auzit anumite sunete, că au ieșit anumite gaze, că au fost descoperite elemente de nu știu ce fel acolo. Sunt diferite teorii, mă rog, forajul a fost abandonat fiindcă tehnologia de atunci nu a mai permis coborârea la o adâncime mai mare. Astăzi probabil că s-ar putea, dar nimeni nu mai investește în așa ceva. Ce vroiau să găsească? Era mai degrabă un foraj științific, deci probe, nu știu dacă exista neapărat intenția de a se găsi un minereu sau petrol sau orice. Astăzi a mai rămas acolo în Rusia, în acel loc, o baracă dărăpânată și acel puț de foraj închis și ferecat bine cu atât a rămas, dar mă rog, există undeva și niște rapoarte științifice asupra forajului unde se pot afla diferite detalii. Cert este că tehnologia sau tehnica folosită a cedat mult mai repede decât se așteptau din cauza supraîncălzirii, fiindcă au ajuns la o adâncime unde deja temperatura începe să crească și face ca acele capete de forare să-și piardă duritatea și caracteristicile. Și ajungem acum la ceea ce vroiați mai devreme să discutăm despre impactul asupra ecosistemului cu acel exemplu notoriu care deja este arhi cunoscut în România, așa nume problema de la Roșia Montană. Există enorm de multe controverse pe această temă, începând de la cele legate de siturile arheologice, exploatarea auriferă, protecția mediului, a patrimoniului cultural și istoric, problema forței de muncă și multe altele. Punctul de vedere al profesorului Timbal se referă la partea legată de mediu și temerile din partea locuitorilor
să vedem mai întâi despre ce este vorba și ce anume ne prezintă profesorul Tim Ball din punct de vedere a exploatării aurifere ca atare, nu neapărat situația de la noi. Although the action itself it did not started, there is a strong debate for over 10 years or more. In a place called Roșia Montana, we have a gold mine, and a foreign company want to extract the gold using cyanide, a lot of cyanide. And we have concentrated population, because we are a small country, but having 20 million people. So the impact of human over ecosystem is important, because the population is very concentrated. Okay, were they using cyanide or arsenic or both? I'm not sure, but this is only a debate. It did not start it yet. Well, because with gold mining, the most common problem is arsenic, because arsenic is used in the processing of the gold. So I'm not saying they weren't using cyanide, but it's also arsenic is a problem. Okay, here is the point. I am not saying that humans are not having an impact or a negative impact in some areas. The history is that in recent times, we now become aware of the problem and we either prevent it happening or correct it, okay? Yes. But it's like the same idea. A problem is only a problem if you're not aware of it. So now you say to that company, okay, you want to do gold mining and you want to use these processes, prove to us that you can do it without it having a negative impact. The other side of that story is, of course, that people need jobs, that people need the economy. And so you've got to find a balance between, and you can only do that if you understand nature. Now, I'll give you an example of the kinds of problems that fit into your argument. People were accusing a mining company of putting mercury into the waters in a part of Canada. And they went and looked at the Indian people and they said, look, they've got all of these health problems and it's because of the mercury. Well, and there was millions of dollars paid out and millions of dollars spent on fixing up the problem. It didn't change it. The truth was that the mercury in the water was from natural sources. In fact, one of the ways that you find lead and zinc is you measure the amount of mercury in the water, and as you get close to the deposits of lead and zinc, the mercury in the water goes up. The health problems that the Indian people were having were almost all due to alcohol, not mercury poisoning. Okay? So I'm not saying that you don't have difficulty and that there aren't problems, but you need to be very careful that you know what the problems are. Yes, but the work, it did not start it. There is only the debate about. Well, I think that what you have to do is you can, obviously, you can say, no, we won't allow any mining. We won't allow any development. I mean, if you think about that in terms of human history, no development. And then you end up living like the cave people. You know, that's part of natural evolution, is that as our brains have developed and we've developed science and we've developed, that is part of natural evolution. But notice, and this goes back to the 17th century and Darwin and free thought and rationalism and all of those other issues that have been going on for 300 years. Part of human evolution is an advance in our brain, an advance in our social system. But think about it this way, Christian. The world has really only tried two very crude socioeconomic systems. We had capitalism, which essentially is from Darwin,
survival of the fittest, and we've had communism, right? Which is, oh no, everything's equal, all things are the same, we've got a level. Well, they both failed for one reason, and that is greed. Because you see, capitalism exploits human greed. Communism doesn't acknowledge that greed exists, right? But we all know that's not true. So, but now we're starting to look at different forms of socioeconomic systems. I mean, one of the things that's going on in China, for example, is a combination of state and capitalism. So they've got this capitalist economy, but it's controlled by the state. Americans say, no, you got too much government, too much state. Look at what happened to the different countries after the collapse of the Soviet Union. Most of them went with a flat tax. Most of them are still trying to set up a workable socioeconomic system. So the same is true about gold mines and about development. What you have to do is you have to get, first of all, identify that whether or not there's a problem. If you decide there's a problem, then you get as much of the data and facts and information as you can. But what happens is that people come along, and because they know that the public don't understand, they can say, oh, well, they're going to kill all these people. This is going to be terrible. They can play on emotionalism, and so it you know, there's an English phrase that said that the tail wags the dog. Okay, I don't know if they have something like that in Romanian, but the tail is wagging the dog. Oh yes, the tail is moving the dog. Yes. Yeah, exactly, because most people just trying to survive, and there's a few people that are actually controlling everything. Well, nowadays what we've got is a flea on a hair on the tail of the dog is wagging the dog. Yeah. Okay, so you've got one or two people, and of course, what do? They come along and say, oh, I'm here to save the planet. I'm here to save the children. And you don't care about the planet. You don't care about the children. And of course, that gives them moral high ground, when in fact, they wouldn't have allowed any of the development that's gone on in human history. Așadar, domnule Laurent Mandrie, aici se pot discuta emisiuni întregi despre problema aceasta, dar ce anume ar fi important de adăugat cu această ocazie, dacă tot am deschis subiectul și trebuie să-mi cer scuze telespectatorilor că n-am știut să-i spun profesorului Timbal dacă se intenționează o extracție de minereu folosind catalizatori de cianuri sau de arsenic. Era o întrebare, m-a luat prin surprindere și nu știam că se pot face extracții și cu arsenic. Da, în cadrul procedurilor de extracție chimică a minereului e folosită această procedură de cianurare peste tot pe glob. Este o procedură controversată, fiindcă folosește unul dintre cei mai toxici compuși chimici. Și în cantități mari. Da, în cantități mari, fiindcă nu este folosit neapărat ca și catalizator, ci ca agent de mediere, de înglobare a moleculelor de aur și de extragere ulterior a aurului în formă metalică, să zicem. E un anume proces chimic pus la punct de mai multă vreme. Și au fost tot felul de probleme cu aceste mijloace de extracție. Trebuie să ne gândim că și la noi acum, aproape două decenii, a fost incidentul de la Baia Mare, unde s-a deversat pe Tisa o cantitate anume de asemenea cianură, care a produs la distrugerea aproape a tot ce era viu prin râul respectiv. Deci există deja un precedent și, dacă bine mi-amintesc, atunci ruperea barajului este barajului de care conține aceste reziduri de cianuri, este pericolul numărul 1. Acea rupere, dacă bine îmi amintesc, a fost cauzată tocmai de o ploaie torențială. Și
După aceea mai există și o serie de abuzuri care se comit peste tot în lume. Au fost cazuri în care aceste lacuri au fost supra încărcate, ajungându-se iarăși la deversări. Acum, pe plan mondial și s-a și în toate argumentările astea, fiindcă într-adevăr au fost făcute zeci de emisiuni pe această extracție și pe situația mai ales de la noi. Dar încă lucrările n-au pornit. N-au pornit încă. Sunt discuții și intenții de o grămadă de ani. Exact. Dar exact. Statisticile prezintă acest mijloc de extracție ca fiind ceva relativ sigur și aceasta se bazează în primul rând pe ideea că minele sau locurile de extracție unde se folosește procedeul sunt relativ departe de lume, departe de civilizație, practic. Deci există, am văzut o serie de fotografii din America de Sud unde arătau aceste lacuri care se usucă și prin uscare, deci când lacul acela de deversare, după părăsirea acelui loc de extracție, începe să se evapore, practic. Da. Începe să se evapore și când se usucă, are loc un fel de proces chimic și se mai reduce din toxicitate. Uh-huh. Dar problema este unde se întâmplă acest lucru și ce este în jur. Într-o zonă locuită, cum este și la noi, proiectul prezintă riscuri suplimentare și trebuie investit în plus pentru acest lucru. Trebuie o altă idee, să există un plus de efort în acest sens. Dar asta e problema, că nu se poate controla. Cum, revenind iarăși în Europa, acum câțiva ani a avut loc în Ungaria o mini-catastrofă de acest gen într-o mină de, sau într-o zonă de exploatare a aluminei, unde a existat tot un astfel de baraj în care era păstrat un fel de șlam roșiatic, un fel de nămol care provenea tot din extracție și care era pe bază de acid. Se folosea tot o procedură chimică. Și firmele care se ocupau de extracție au supraînălțat abuziv pereții barajului și au mai încărcat încă o dată atâta nămol dintre ăsta toxic și barajul s-a rupt la un moment dat și un sat a fost inundat. Deci a fost o chestiune locală, dar iată că este nevoie de foarte mult control și acolo nu a controlat nimeni cine și cât rezidul dintre ăsta încarcă în lacul acela de acumulare, fiindcă și aceste lacuri sunt făcute artificial până la urmă. Deci sunt orice procedură de acest gen este controversată, este riscantă. Mineritul este un domeniu în sine, un domeniu care prezintă anumite pericole, fiindcă se extrag elemente toxice sau radioactive, se folosesc tehnici care implică substanțe toxice. Mă rog, la noi discuția a fost purtată cu foarte mare zel din toate părțile, a fost politizată, a fost ideologizată și așa mai departe. Deci este destul de greu într-un spațiu public, cum este cel de la noi, cu ideile și cu taberele conturate în felul în care ele există, e destul de greu de purtat o discuție concretă pe o astfel de temă, într-un astfel de domeniu. Da, dar acum problema este că s-a creat un scandal prin faptul că mai întâi s-a semnat contractul și după aceea au început să se evalueze diverse lucruri și opinia publică s-a alertat și atunci povestea ține de mai mult de 10 ani și nu cred că se va încheia prea curând, va mai dura și poate se vor impune sancțiuni României, pentru că acolo totuși e un contract guvernamental. Pe de altă parte, diferența dintre situația exploatărilor, de exemplu, pe teritoriul SUA și cele care sunt la noi, este că noi avem o concentrare mare de populație pe un teritoriu relativ restrâns, în timp ce Statele Unite au zone în care, și Canada, în care pe sute sau mii de kilometri nu există așezări umane. Exact. Acolo e cu totul altceva. Dar chiar și așa, Tim Ball mi-a dat un exemplu anecdotic, să zic așa, referitor la
ceva indieni americani care au depus o plângere și s-a constatat că nu știu ce boală aveau toți cei din regiune, s-a pus pe seama, nu știu, ace exploatare din asta minieră. Și când s-a studiat mai atent, s-a constatat că cu totul alta era cauza. Deci există și situațiile astea. Da. Dar la noi problema este complexă prin faptul că, cum am menționat chiar la început, pe de o parte protecția mediului, dar este și patrimoniul cultural și istoric, este și problema forței de muncă. Da, fiindcă este o zonă locuită. Majoritatea extracțiilor miniere pe lumea asta sau locurilor de extracție a minelor de toate felurile se află relativ departe de zonele locuite. Și acolo se poate, acolo și dacă se produce o deversare, nu s-a întâmplat o mare catastrofă. Dar aici, fiind zonă locuită, proiectul este extrem de complex și are foarte multe implicații, chiar dacă ne gândim că riscurile pot fi parțial eliminate, dar există foarte multe implicații de altă natură. Deci este destul de complicat și să vedem acum în ce direcție se va orienta întreaga discuție. Cred că mai putem filozofa puțin pe ideile profesorului Timbal și aș cita una dintre ele. Capitalismul exploatează lăcomia, iar comunismul nu recunoaște existența lăcomiei. Da, și comunismul ajunge până la urmă să fie capitalist. Nu? Aici trebuie să ne gândim și la cum a fost în estul Europei. Până la urmă, regimurile comuniste, atât pe plan intern cât și pe plan extern, au fost nevoite să acționeze conform regulilor capitaliste, fiindcă astea sunt regulile dintotdeauna ale schimburilor economice, chiar dacă ei au încercat să impună un alt tip de societate care nu a funcționat și a dus la o catastrofă socială. Și dacă ne uităm în jur, o bună parte dintre fenomenele negative din societate, nu numai de la noi, în general, în țările fost-comuniste, se reduc la acțiunea acestui regim, care nu, aici a durat aproximativ o jumătate de secol și care a compromis evoluția unor popoare întregi, practic. Deci, s-au pierdut decenii din istorie și iată că nici recuperarea nu merge atât de ușor. Deci de la căderea acestor regimuri comuniste au trecut 25 de ani și foarte mare, mare lucru nu s-a întâmplat. Fiindcă, mă rog, nici nu știu în ce măsură a existat un comunism. Majoritatea regimurilor au deviat de la acel comunism ideologic creat încă nu în secolul al XIX-lea ca idee, ca ideologie și au implementat tot felul de regimuri hibride, dintre care unele cu orice, dar numai cu comunismul efectiv nu mai aveau nimic de a face. De partea cealaltă, în schimb, până la urmă erau dictaturi. Exact, fiecare exact. Dictatură avea amprenta ei proprie dată de conducătorul. Exact, care exact. Deci putere. Comunismul a fost un slogan în cele din urmă. La noi a fost un ceaușism. Exact, 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 ceaușism. Exact. Ca și cel mai bun caz poate să ne ofere tocmai prezentul. Dacă ne gândim la Coreea de Nord, acolo numai ei vorbesc de un fel de comunism, chiar dacă sunt foarte reticenți la a folosi termenul, dar e altceva. Chiar dacă au pornit pe linia asta comunist-stalinistă, dar a devenit un regim dictatorial cu conotații personale, un imperiu dictatorial și ereditar. Sunt foarte puține cazuri de regimuri ereditare în lumea comunistă, fiindcă ideile statelor respective respingeau acest lucru. Deci avem Cuba, pe de o parte, unde fratele mai tânăr, puțin mai tânăr a preluat puterea, nu? Avem Coreea de Nord, nu sunt cazuri foarte multe de nepotism în așa zisele cazuri de regimuri comuniste. Dar totuși China e un fenomen. Haideți să analizăm puțin ce se întâmplă până la urmă cu China. E destul de greu de spus așa pe scurt. China a mers și merge încă pe
o cale hibridă, dar începută de mult, de mult, de tot. Deci China, trebuie să ne gândim că a avut momente în istoria comunistă a țării în care s-au întâmplat lucruri foarte grave, cum a fost revoluția culturală, nu, care a dus la nimicirea parțială a elitelor și așa mai departe. Lucruri care în acel moment nu se întâmplau nici în Coreea de Nord în felul acela. După și-au dat seama că au făcut o greșeală, astăzi revoluția culturală este oficial repudiată, au venit reformele din anii 70 și practic pe reformele acelea țara a început să se îndrepte către un model hibrid de dezvoltare, deci de comunism ideologic și de dezvoltare capitalistă. Deci, cumva ei, care n-au avut un război mondial cum am avut noi cei din zona Europei, nu s-a resimțit în toată țara. Intern, a fost complicat, au avut război civil după războiul mondial și au avut faimoasa revoluție culturală care a dus la un număr de morți și la o cantitate de suferință similare unui război. Unui război. Și abia ulterior, deci ei s-au ridicat târziu din acest punct de vedere, dar au adoptat acest model. China este de mult prezentă pe piața mondială, numai că la noi au ajuns, sau către Europa, mult mai târziu sau relativ recent produsele chinezești. China este un factor economic mondial de mai multă vreme și ei au mai încercat să implementeze o anume chestie, și anume să controleze fluxurile economice specifice capitalismului. Deci s-ar putea ca ei, sau în orice caz, anumite greșeli nu le-au făcut, pe care le-au făcut alte state pur capitaliste, ca de exemplu să dea prea mare mână liberă piețelor de capital, bursei și așa mai departe. Dacă mergem către Statele Unite, acolo vedem nu numai 1929, ci a existat o criză bursieră în 1987 și așa mai departe, fiindcă libertatea economică, cea care e o bază a capitalismului, a dus și la asemenea exagerări și greșeli, ca și criza economică. Nici nu trebuie vorbit despre 2008-2009, ce a început atunci, care este într-un fel o reacție la industrializare, la tehnizarea și la informatizarea pieței de capital. Unul dintre motivele pentru care s-a ajuns la această criză sunt tranzacțiile de înaltă frecvență, nu? Unde pentru o diferență mică de curs se pot face vânzări, cumpărări de câteva zeci de ori într-un minut, fiindcă sistemul informatic permite acest lucru. Uh-huh. Și iată, Occidentul, în linii mari, nu a reușit să oprească o serie de asemenea practici, chiar dacă în urma crizei economice s-a tot spus că va trebui făcut un alt sistem de acordare a creditelor, la burse vor trebui făcute alte reglementări și așa mai departe, fiindcă în momentul în care după anii 90 s-a instalat o creștere economică susținută peste tot, în toată lumea a existat creștere economică, acest lucru a dus la așa zisa politică de deregularizare a piețelor. S-au dat tot mai multe libertăți. Înainte erau tot felul de restricții în acest comerț sau în domeniul bursier și al valorilor mobiliare și nu numai. Ei bine, în China nu s-a întâmplat același lucru. Ei au mers pe alt sistem, fiindcă statul are această putere în virtutea regimului de a controla fluxurile de capital, de a impune legi și așa mai departe. Și au o legislație destul de strictă în multe sectoare, deși se bazează, economia chineză se bazează și astăzi în mare măsură pe producție. Nu este acel slogan care spune că China este fabrica lumii. Totul se fabrică acolo. Și produsele mai slabe calitativ, dar și produsele de vârf. Da, totul se fabrică acolo. Poate în aceeași fabrică sau în două clădiri alăturate. Într-una se fabrică originalul și dincolo copia mai ieftină și mai scăzută calitativ.
Așa funcționează. Deci avem de a face cu o economie globală foarte activă, razantă chiar, chiar și acum pe un curs de revenire după criza economică și după toate celelalte probleme. Pe plan, chiar pe plan mondial, dar european, avem problema Greciei, care ne indică iarăși o situație în care se poate ajunge dacă anumite fluxuri nu sunt gestionate și dacă apar anumite defecțiuni la suprafața de contact dintre economie și politică. Pentru Europa, cel puțin, și pe piețele care încearcă să impună un curs de reglementare, de regularizare, aici se află una dintre marile chei pentru întreaga situație. Nu? Pe de altă parte, avem ca lecție Japonia, care e o țară care a înregistrat o evoluție fără precedent, dar care s-a oprit la un moment dat din cauza că anumite mecanisme sociale, economice și politice au eșuat. Este o țară aflată deja de multă vreme într-o deflație, deci practic Japonia s-a oprit, chiar dacă continuă să funcționeze și există produse japoneze, există inventivitate. E o țară mult mai performantă decât China din mii de puncte de vedere. Dar criza asiatică a survenit, nu, în anii 90, 95, 97 și a lăsat Japonia oarecum codașă la anumite capitole. Este țara care a avut de pierdut în urma acestei evoluții, dar a și avut de câștigat cel mai mult anterior. Acum, China are o situație destul de flexibilă. Are o situație destul de flexibilă, are cele mai mari rezerve de dolari în afara Statelor Unite. Da, asta e ceva uimitor, adică ei își permit să investească, de exemplu, într-o cercetare pe o felie a unui domeniu medical, de exemplu, neurologie, o sumă pe un an de zile mai mare decât suma alocată întregii cercetări în Statele Unite pe toate domeniile. Da, deci au uimitor. Cum au putut să ajungă la așa ceva? Și au această posibilitate, atât financiară cât și politică, și, cum să spun, deci, pe plan macro sau pe plan istoric, trebuie să ne gândim întotdeauna la un lucru. De câteva decenii, de puține decenii, trăim în epoca Asiei. Acum Asia este dominanta economiei mondiale. Acolo se află marile centre de producție, marile fluxuri de capital, va fi și de idei. Acum se pare că Statele Unite deja au început încet, încet să predea ștafeta sau locul 1 în foarte multe domenii Asiei, în general Asiei, nu este numai China acolo. Chiar dacă e o zonă conflictuală, eu sper să nu se ajungă la probleme de acest gen din cauza acelor insule, din cauza unor zăcăminte care s-au mai descoperit, rămânând tot la cazul Chinei, există o problemă de resurse, nu? Petrolul trebuie importat. Multe alte resurse nu există, dar acesta este circuitul economic global. Deci astăzi totul funcționează așa. Nu putem înțelege China fără restul economiei mondiale, cum nu putem înțelege Europa fără rest. Dar americanii par a intra într-un ușor declin. Nu numai că nu se mențin măcar la același nivel, dar așa pare. Scade finanțarea în cercetare. Scade ponderea Statelor Unite ca actor mondial. Asemenea fenomene au existat dintotdeauna, dar aici problema sau un efect negativ care poate reieși de aici este retragerea prezenței americane, militare mai ales, de pe glob. De exemplu, iată, momentele în care Statele Unite au intervenit militar într-o grămadă de zone de conflict, deci de la Iugoslavia și sau de la Vietnam, da, și până, da, în Iugoslavia, exact. Astăzi, de exemplu, în anumite zone fierbinți, deja există politica de neintervenție cu trupe de sol, no boots on ground, care ar putea fi o problemă, fiindcă, iată, în Orientul Mijlociu
avem de a face cu o situație care, din punct de vedere militar, nu mai este controlabilă cu sateliți, cu drone și cu aviație. Și nu are altcineva, nu există o altă putere mondială care să trimită trupe de sol și să reglementeze situația, decât și China are această doctrină de politică, de politică militară externă, de relativă neintervenție. La un moment dat chiar citeam niște analize că viitoarele căști albastre vor trebui să fie chinezii, dar ei nu vor să preia sau momentan nu sunt înclinați să preia un asemenea rol. Bun, dar americanii fac asta din rațiuni economice? Nu mai au bani suficienți să... Este foarte complicat. Nu li se mai merită? Nu mai câștigă nimic din... Acum, este și vorba de experiența lor, fiindcă, hai să zicem, politica externă americană a suferit anumite eșecuri în ultima vreme. Unul dintre eșecuri este, să zicem, Irakul, unde toată lumea a crezut, mă rog, s-a pornit un război pe premise false, s-a ajuns să se destabilizeze 100% o țară, unde ei n-au reușit să, sau trupele care au intrat nu au reușit să controleze toată situația. Au fost o serie de, inclusiv de decizii greșite. Acum, nimeni nu poate să spună că regimul Saddam Hussein a fost ceva în regulă, acela trebuia să cadă. Nu? Trebuia să cadă la un moment dat, dar iată, a fost un proiect care mai mult sau mai puțin a eșuat, fiindcă s-a ajuns la un război civil, s-a ajuns la ascensiunea statului islamic, care sunt, mă rog, fenomenele negative majore ale lumii de astăzi și sunt fenomene care nu au apărut ieri, nu au apărut astăzi și care comportă foarte multe aspecte. Nu este atât de simplu. Uh-huh. Și ce va fi, să zic așa, predictiv? Ce se va întâmpla cu China mai departe? Să presupunem că ea merge în continuare în această ascensiune. Unde se va ajunge? Este destul de greu de prezis, fiindcă intră acel neprevăzut. E posibil să se mai producă un soi de criză economică, chiar dacă China, ca și economie, nu a avut chiar atât de mult de suferit în urma crizei economice și și-a revenit destul de repede. Are o serie de buffere, are o serie de mecanisme ca țară cu o întindere anume, cu o populație pe care o cunoaștem cât e de numeroasă, are mecanisme pe care alte state sau alte conglomerate de state nu le au. Ar putea fi o criză de supraproducție și la un moment dat să se blocheze producția? Aici este o problemă, aici este o problemă, dar un asemenea scenariu poate intra în funcțiune doar în cazul încă unei crize economice, deci care ar putea provoca o scădere a comenzilor. Asta cred că este una dintre marile temeri ale Chinei. Că deci să nu mai fim noi scădea... în stare să cumpărăm. Exact, deci exact. Dar asta spun, și în cazul unei crize economice care ar putea provoca o destabilizare internă, și în acel caz regimul chinez are alte mecanisme la dispoziție, fiind totuși un stat care nu de mult a început să facă această tranziție către un stat democratic, nu? Fiind totuși un regim relativ autoritar, are alte mecanisme. Are dacă alte... aceeași fabrică produce și produsul scump și pe ăla ieftin, la un moment dat va produce numai pe ăla ieftin dacă ăla scump nu se mai vinde. Deci sunt foarte... fabrica nu se închide. Exact, sunt foarte multe mecanisme. Aici este hai să zicem, un avantaj chinezesc, că dispun de alte mecanisme comparativ cu Statele Unite sau cu Uniunea Europeană. Fiindcă aici sunt actorii mari și Uniunea Europeană... Că ei acolo, de exemplu, în America, au numai standarde fixe. Se produce exact la nivelul ăla, la calitatea aia, nu scădem prețul, nu scădem calitatea, dar... Mă rog, mai sunt și se mai fac și excepții și mai apar probleme, dar... Mă rog, aici este problema că nu este vorba numai de economie, este vorba de deciziile băncii federale, de deciziile anumitor actori politici. Mm-hmm. E extraordinar subiectul și vă mulțumesc din nou pentru participarea la Știință și Cunoaștere. Și vă mulțumesc și noastră pentru faptul că vizionați emisiunea în fiecare sâmbătă și duminică aici la TVR Cluj sau pe internet începând cu ora 18:30.
Vor urma și multe alte emisiuni interesante, cosmologie, un serial foarte lung și după care vom reveni din nou la alte comentarii care nu le-am prezentat în cadrul acestui serial de 8 episoade aici la Știință și Cunoaștere, referitoare la cele discutate cu climatologul Tim Ball. Până atunci, fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere.